Ce hobby-uri are Radu? Șahul. Joacă șah, mă da. Rupe la șah, nu pot joc cu el. Șah da? M-a bătut, am renunțat. Joc table, la table îl mai mirlesc. Dar la, la șah mă sparge. Deci te distruge, mă distruge. Omul e pac, pac, da, pac. Da, da, păi, mă bate, am spart alea, am început să fur calul de pe... Doi, aveai cal, n-aveai niciun cal, l-am luat, dar eu le furam. Nu, n-am niciun cal. Mâncare? Cum e cu mâncare? Ce îi place? Mănâncă... Care e mâncarea lui preferată? Bă, nu știu exact, dar mănâncă carne, friptură... Cu sarmale, cu din astea noastre? Mai mănâncă și de-astea, dar nu, rar. Ceva, nu le are ceva, cu mâncarea, nu. Cu restaurantele. Da, da. El e crescut să fie profesionist. E crescut în Italia, la 16 ani a fost acolo. Da, am înțeles. Deci Tottenham mulți ani și după aia Real Madrid și aia e. Și tu te lași. Da, îți pui costumul de extraterestru, după ce te duci la Florentino, dai interviuri la toți. Nu, mă duc la Florentino, semnez și vin cu costumul la tine în emisiune. Da. Îmi aduci un translator din spaniol în română. Da, nu mai vorbești în românește. Nu, și zic, yo soy galactico, hablo solo español. Și așa fac, ridic aia și gata. Și mă las după aia. Vreau să apară pe toate site-urile din lume, că dacă mă vede lumea îmbrăcată în astronaut la tine, îți dai seama că ne preia toți. Da, da, da. Gândește-te, ceva care nu mi-ai spus, ceva care te-a impresionat sau ceva care nu știu, nu neapărat te, sau nu știu, vreo întâmplare în toate zilele astea extraordinare și pentru tine și pentru Radu care, și apropo de Radu, că aveam două avioane pe pistă, da, care ne așteptau să plecăm, unul la München și unul la Londra. Da. Mă uitam la Radu să știu un lucru, eu spun la modul cel mai serios, am mai văzut niște meciuri în Italia, știi? Nu acum, în ultimul an, pentru că în ultimul an, bine, eu nu mă, pentru mine campionatul italian pe mine nu mă dă pe spate, spun sincer. No. Pentru mine campionatul adevărat este Premier League, unde cred că acolo e aia, mai înțeles. Da. Așa. Dar întotdeauna când l-am văzut, bă, mi s-a părut un fotbalist foarte sigur și cu mental foarte puternic. Nu știu de ce. Mental. Așa mi s-a părut întotdeauna. Mental. Până și coada aia lui, da, când îl vezi, are o față de gladiator. Da, da. M-ai înțeles? Nu vorbesc. Și a studiat domn. Asta cu coada? Nu știu, nu cred. Nu crezi, nu? Că nu, nu e el, dar genul. Dar el mental este, stă excepțional. Nu? Este Iron Man mental, da? Da. Corect? Înțelegi? Și ți-am zis, mă uitam la el, are, bă, are ceva. Are ceva special. Înțelegi? E rasă. E rasă. Bun, și are, ți-am zis, ai punctat perfect, mentalul domină. El mental domină pe toată lumea. A fost ceva care, nu știu, nu mi-ai povestit sau care chiar te-a pe lângă tot ce am vorbit noi de o oră jumate? Nu, m-a impresionat cum a vorbit Gilardino de el, de exemplu. Te-ai îmbătat după ce ai făcut transferul? Nu? Cum ai Acum am băut prima șampanie. Da? De-abia m-am revenit. Da? N-ai am sărbătorit? Fost... Nimic, nu. Nu, și... Și el ce a făcut după ce a semnat? S-a dus acasă. A dus acasă, da. Păi n-a jucat cu Napoli, a fost cel mai bun. Zic, am o ben și noi ceva, o bere, zic, eu beau apă. Bine, și când la un moment dat a rămas singur în sufragerie. Bă, zic, când mă s-a culcat. Băi, frâne, mi-e somn. Bine, bă, culcă-te, beau singur atunci. Nu, e... Nu bea nimic? Zero? Băutură? Zero? Mă, cred că a băut o dată la ziua mea un par de gin. Dacă și ăla. Gin toric. Dar în rest, da, nu. Da. Apă plată.